În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Și a zis către ei: vedeți și păziți lăcomia, căci viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 12, versetul 15. Preacucernici părinți consilieri, preacucernice părinte protopop, preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori. Subiectul predicii mele în această duminică, când Dumnezeu ne-a îngăduit bucuria să fim împreună, îl intitulez așa: avere bine chivernisită. Vedeți, frățiile voastre, în lumea în care trăim noi, observă oricine că două patim grozave îi stăpânesc pe oameni: iubirea de avere și iubirea de plăcere. Dorind oamenii să petreacă în desfătări, într-o viață de huzuri, au nevoie de bunuri materiale, au nevoie de avere. Așa că iubirea de plăcere și iubirea de avere sunt prezente peste tot. Ori, Domnul Hristos în Evanghelie ne zice: vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale. Iubirea de avere și iubirea de plăcere, considerate doar din punct de vedere omenesc, dacă ne-ar aduce fericirea, încă ar însemna ceva. Dar să știți, iubiți frați și surori, că nici averea și nici plăcerea nu-l fac pe om fericit. Și o povestire inteligentă care ne vine din străbuni ne demonstrează lucrul acesta, că nici averea și nici plăcerea nu ne poate face fericiți. Altceva ne face. Și povestea spune că împăratul avea trei feciori și cel mai mic s-a îmbolnăvit rău. Ursitoarele i-au spus împăratului că numai atunci se va face sănătos când îl va îmbrăca cu cămașa omului fericit. Vă închipuiți că împăratul și-a trimis soli în toate părțile împărăției. Și solii lui au ajuns la casele boierești, la conacele nobililor, cei ce petreceau în plăcere și în avere, și întrebau solii pe cei la care ajungeau: oare tu ești omul cel fericit? Boierule, tu ești omul cel fericit? Am nevoie de cămașa omului fericit. Să mă ierți că ești solul împăratului, te-a trimis să mă întreb dacă sunt fericit, dar nu sunt fericit. De ce nu ești fericit? Că ai și avere și plăcere. Nu sunt fericit, că sunt bolnav. Sau altul, că nu mă înțeleg cu soția, altul, că nu mi-s ascultător copiii. În sfârșit, au mers în toate părțile și n-au găsit omul fericit ca să ia cămașa. Într-un târziu, unul dintre soli ajunge într-o pădure mare, mare și aude un cântec plin de voioșie în mijlocul pădurii. Și zice solul acela: te pomenești că l-am găsit pe omul fericit. Și a intrat în mijlocul pădurii și ce vede? Un bărbat tânăr, dezbrăcat până la brâu, lovea vârtos cu o secură într-un copac pe care avea intenția să-l doboare. Și l-a doborât. Și solul i-a întrebat: nene, doar noi fi dumneata cumva omul cel fericit? Să știi, boierule, că eu sunt omul cel fericit. Cum așa?
cum ești tu fericit? Stai să spun. Am o soție cu minte, am copii frumoși, am o căsuță simpluță, dar trăim în armonie. Tai copacul acesta, îl fasonez, îl vând, mai cumpărăm câte ceva pentru perioada următoare și să știi că noi suntem niște oameni fericiți. Eu sunt omul fericit. Păi pe tine te căutam. Are nevoie împăratul pentru copilul lui bolnav de cămașa omului fericit. Boierule, eu sunt omul fericit, dar să mă ierți, eu n-am cămașă. Vedeți? Nici n-avea cămașă pe el și era omul cel fericit pentru că avea tihneală, avea pace, avea liniște în casa lui. Și această poveste ne demonstrează că nici iubirea de avere și nici iubirea de plăcere nu ne pot face pe noi oamenii fericiți. Evanghelia de astăzi ne spune lucrul acesta, că unui bogat i-a rodit țarina. Și așa de mare recoltă a fost că își punea problema unde să-și adune bucatele sale, nu mai avea loc. Și și-a zis, voi strica jidnițele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Iar Dumnezeu i-a zis, nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit, ale cui vor fi. Iar concluzia, așa se întâmplă cu cei ce își adună comori sieși și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Dar atunci ne punem întrebarea, totuși, bogăția este un păcat? Să știți că bogăția nu este un păcat. Nu este un păcat, dar este o mare ispită. Omul bogat e ispitit să trăiască în huzur, în plăcere, în păcate. Deci bogăția nu-i păcat dacă e bine chivernisită. De aceea am și intitulat predica mea, avere bine chivernisită. Dar bogăția e o mare ispită. Sfântul Vasile cel Mare, predicând tocmai la această evanghelie pe care ați ascultat-o dumneavoastră astăzi și meditând la oamenii bogați care nu sunt nici milostivi, nici cuminți, zice așa, bogații consideră averile care sunt comune tuturor oamenilor ca ale lor, pentru că ei au pus mâna mai întâi pe ele. Dacă fiecare om și-ar opri pentru sine numai atâta cât îi trebuie pentru satisfacerea nevoilor sale, și dacă ar da ce îi prisosește celui nevoiaș, atunci nimeni n-ar mai fi bogat, nimeni n-ar mai fi sărat. N-a ieșit gol din pântece. Nu te vei întoarce iarăși gol în pământ. De unde este dar bogăția ta? De spui că o ai datorită întâmplării, atunci ești un necredincios. Că nu cunoști pe Creatorul tău și nu mulțumești celui ce ți-a dat ție bogăția. De mărturisești că o ai de la Dumnezeu, spune motivul pentru care ai primit-o de la El. Nu este oare nedrept Dumnezeu că a făcut între oameni o repartiție neegală a bunurilor? Pentru ce tu ești bogat și acela este sărac? Negreșit, pentru ca tu să-ți primești răsplata bunătății tale și administrării credincioase a bogăției, iar acela să fie cinstit cu marile recompense ale răbdării. Tu care bași totul în sânurile nesăturate ale zgârceniei, cum poți socoti că nu ne dreptățești pe nimeni
când lipsești de cele de trai pe atâta nevoiași, cine-i lacom? Acela care nu se mulțumește cu cele ce are. Cine-i hoț? Acela care ia cele ce sunt ale altuia. Oare nu ești lacom, nu ești hoț când îți însușești cele ce ți-au fost date în administrarea ta? Adică averea trebuie bine chivernisită. Dacă Dumnezeu cumva ne-o dă, să o folosim făcând fapte bune. Așadar, iubiți frați și surori, cele două pate mari care stăpânesc astăzi sunt iubirea de plăcere și iubirea de avere. Pentru a-și procura toate facilitățile unui trai nu normal, firesc, omenesc, pentru că acela îl dorim tuturor oamenilor, ci unui trai comod, oamenii doresc să adune avere și să o consume în plăcere. Și atunci tragem concluzia că averea trebuie să fie bine chivernisită, pentru că averea, dacă nu o chivernisim bine, este o mare, mare ispită. Este o ispită care te poate determina să îi nedreptățești pe ceilalți. Sfântul Apostol Iacov, în epistola sa, precizează acest lucru, că sunt mulți oameni bogați care au bunătăți și nu dau celor săraci și îi condamnă pentru asta. În epistola Sfântului Iacob Apostolul, în capitolul 5, în primele 4 versete citim: veniți acum voi bogaților, plângeți și vă tânguiți de necazurile care vor să vină asupra voastră. Bogăția voastră a putrezit și hainele voastre le-au mâncat moliile. Aurul vostru și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi mărturia asupra voastră și ca focul va mistui trupurile voastre, a strâns comori în vremea din urmă. Dar iată, plata lucrătorilor care au secerat țarinele voastre, pe care voi ați oprit-o, strigă, și strigătele secerătorilor au intrat în urechile Domnului Savaot. Așadar, bogăția nu e un păcat, dar e o mare ispită. Și cine nu știe să-și chivernițească bine averea, cade în osândă. Noi trebuie să fim buni economi, cu puținul sau cu multul pe care ne-l dă Dumnezeu. Și lucrul acesta îl învățăm din pildele pe care ni le-a dat Domnul Iisus Hristos. De exemplu, în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, ni se povestește de stăpânul care și-a împărțit talentul slujilor și el a plecat. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2 talanți și altuia un talent. Și după mulți ani s-a întors și a vrut să vadă ce au făcut cu talanții. Și i-a chemat pe rând. Cel care primise 5 talanți a lucrat cu ei și a mai câștigat 5. Și a zis stăpânul: slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost pus, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău. A venit și cel ce primise 2 talanți și a zis: Doamne, 2 talanți mi-ai dat, am lucrat cu ei, am mai câștigat 2, iată, 4 am. Felicitări și pentru tine. Și a venit și cel ce primise un talent și a zis: am știut că ești stăpân apru. Am pus talentul tău într-un ștergar, l-am îngropat, acum l-am dedropat, iată aici talentul tău. Și a zis stăpânul:
slugă leneșă și ticăloasă. Nu știai că trebuie să lucrezi cu talentul meu? Luați talentul de la el și dați-i celui ce are 10. Și pe sluga aceasta ticăloasă aruncați-o în focul cel de din afară. Adică, prin pilda talanților, Domnul Hristos ne învață că trebuie să fim buni chivernisitori ai averii noastre. Să lucrăm, să lucrăm și lucrând să-i ajutăm și pe cei ce n-au, noi câștigând mai mult decât ei. Acum tot în acel capitol 25 de la Matei, Domnul Hristos ne spune și cum se vor sfârși toate lucrurile. Este un adevăr. Cu odată Domnul Hristos va reveni și morții vor învia și pe toți îi va judeca pe fiecare după faptele lor. Și ne spune Domnul Hristos că îi va împărți în două, pe cei buni îi va pune de-a dreapta, pe cei răi de-a stânga și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați părintelui meu, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și dreptii vor zice, Doamne, când te-am văzut noi în această situație? Ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat om în această situație și l-ați ajutat și l-ați slujit, pe mine m-ați ajutat și pe mine m-ați slujit. Celor de-a stânga, le va zice invers. Mergeți de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, că flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și nu m-ați cercetat, în temniță am fost și n-ați venit la mine. Așadar, învățăm. Și din Sfânta Evanghelie de astăzi și din toate pildele Domnului Iisus Hristos să ne chivernisim bineaverea, multă sau puțină, pe care ne-o dă Dumnezeu. Pentru că dacă o chivernisim bine, ne facem moștenitori a împărăției lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl spune artistic unul dintre bunii poeți ai județului nostru. Știți că până mai anii trecuți a trăit Ioan Alexandru. El era din Topa Mică. Și a scris multe lucruri frumoase, dar printre altele a scris și o poezioară intitulată Epitaf. Epitaful e o inscripție de pe mormânt. Epitaful acesta la care se gândea el era scris pe mormântul unui creștin bun. Și iată ce zice epitaful lui Ioan Alexandru. Pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne care se aruncase în lac fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaș. Pentru toate acestea, și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci nu mai doarme până la înviere. Amin.